Bun găsit tuturor la o ediție specială. Mă tot gândeam ce cuvinte să folosesc pentru ediția asta specială. O să folosesc, fără să fac nicio paranteză, fără să fac niciun ocol, o să folosesc cuvintele drepte pentru acest subiect. Ce mai înseamnă credința azi? Asta e tema pe care vă propunem pe TVR Info, într-o ediție specială în care încercăm să ascultăm cu răbdare oameni care știu despre ce vorbesc. Invitații noștri în studio și aici la TVR Cluj, și le mulțumesc colegilor de la TVR Cluj pentru amabilitatea de a găzdui această ediție specială. Invitații noștri sunt părintele profesor Ioan Chirilă. Mulțumesc că ați venit, părinte. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit după mulți ani, după vreo 25 de ani de când ne-am văzut în platoul acestei emisiuni. Da. Îi spun bun venit și lectorului universitar dr. Laurențiu Gheorghe de la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Salut, Laurențiu, mulțumesc frumos. Eu v-am găsit, salut. Salutare, mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Eu sunt onorat că am putut fi alături de dumneavoastră astăzi. Pe parcursul emisiunii o să aflăm la un moment dat ce zic unii dintre clujeni despre subiectele pe care le dezbatem astăzi. O să ne întâlnim și cu cercetătorul Laura Iliescu, etnolog. O să ne întâlnim și cu părintele Titus Sas de la Biserica Bob din Cluj. Lansez subiectul. Părinte, e o întrebare vastă ce mai înseamnă credința astăzi, dar asta am încercat și cu unul dintre invitații noștri pe care îl vom urmări la un moment dat, să discutăm despre diferența asta pe care mulți dintre noi o cântărim în moduri diferite. Ce e aia credință, ce e aia religie? Credința este un sistem de mărturii, de afirmații de natură religioasă cu privire la divinitate, ca să vă răspund în termeni generici. În ceea ce ne privește pe noi, pentru că vorbim din perspectivă creștină, este suma aceasta de mărturii, de afirmații și de învățăminte cu privire la ceea ce ne-a descoperit nouă în chip excepțional persoana divină umană a Mântuitorului Iisus Hristos, căci de acolo și vine numele de credință creștină. Cei din Antiohia, din vremea apostolică, și-au luat întâi numele acesta. De la cine? De la Hristos. Însă, în momentul în care vorbim despre credința creștină, noi vorbim despre o sumă de mărturisiri, de afirmații, de, dacă vreți, hotărâri dogmatice și norme administrative, care în decursul timpului au fost formulate și formalizate de sinoadele ecumenice. Și atunci avem cele 7 sinoade ecumenice, da. Avem după aceea Pidalionul Ortodoxiei cu adăugarea teologiei energiilor necreate a Sfântului Grigorie Palama, și ajungem undeva pentru noi, pentru răsăriteni, la secolul XVII, la mărturisirile de credință, Dositei, Mitrofan, Petru Movilă, pentru că atunci a fost problema aceasta a formalizărilor în formatul clasic pentru perioada respectivă a mărturisirilor de credință. Deci credința atunci, e așa un sistem, nu e o trăire? O clipă. Am vorbit din perspectiva definirii ca și sistem în relație cu religia. În ceea ce ne privește pe noi este o relație interpersonală. O relație interpersonală pentru noi, pentru creștini, este mult mai simplu să exprimăm lucrul acesta, pentru că l-am avut întrupat, l-am avut între noi și îl avem în inima noastră pe Mântuitorul Iisus Hristos. Un vechi profesor de teologie zice profetul prin excelență, pentru că vorbea despre Dumnezeu fiind Dumnezeu și el, adică vorbea despre Dumnezeu din Dumnezeu. Și atunci, pentru noi, cei care am avut acest dar al întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, vă dă seama că relația aceasta interpersonală nu este doar o manifestare a credinței, așa cum definește, de pildă, Sfântul Apostol Pavel credința în epistola către evrei, citiți în capitolul 11, încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor care au fost nevăzute. Vedeți?
pentru noi și încredințarea și dovedirea este realizată în persoana divină umană, Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci această întâlnire interpersonală, manifestată la nivelul încrederii, vedeți, între cele două părți ale dialogului, se numește trăirea credinței. Deci, care este mai mult decât un simțământ, un sentiment, mă înțelegeți, o emoție. Emoție religioasă putem avea cu toții. Aș vrea să-l întreb pe Laurențiu Gheorghe, pentru că ați vorbit despre, ați vorbit limpede despre nevăzute. În cazul filozofiei, filozofia operează cu nevăzute, dar operează și cu lucruri pe care le numește fundament. Există o legătură între nevăzute și fundament, Laurențiu? Funcționează credința, așa cum a formulat părintele profesor, în filozofie? În filozofie operăm cu o altă distinție, și anume între opinii întemeiate, adică adevăruri întemeiate, și opinii, adică credințe, lucruri pe care noi le credem, dar nu avem suficiente temeiuri sau nu sunt suficient de fundamentate obiectiv pentru toată lumea ca să poată fi considerate adevăruri. Deci din perspectiva asta, credința ține mai mult de o construcție mai degrabă subiectivă pe care noi o avem, o împărtășim eventual cu ceilalți, dar nu poate fi împărtășită cu absolut toată lumea, pentru că nu ține de niște evidențe care nu pot fi, să zicem așa, negate de oricine. Și atunci e un pic diferit modul în care se folosește termenul de credință în filosofie față de felul în care se folosește cuvântul credință în teologie sau, să zicem așa, în legătură cu fenomenul religios. Aici e destul de simplu, pentru că din perspectiva asta, diferența între religie și credință are această distinție subiectiv-obiectiv, în sensul că religia e un fapt obiectiv, adică este existența unui sistem, unei structuri de credințe care sunt împărtășite și niște ritualuri, în sfârșit. E o instituție, cumva. Da? Pe când credința este un mod de a te raporta la un anumit gen de experiențe. Și atunci experiențele acestea nu înseamnă că nu sunt fundamentate. Pentru că ele, în raport cu persoana care le împărtășește, sunt fundamentate. Adică pot fi fundamentate, nu, în principiu nu sunt fundamentate. Problema este că ele necesită un pic mai mult decât, să zicem așa, faptul că cineva le împărtășește. Da? Și atunci e mai complicat în momentul când cei care nu le împărtășesc trebuie să le împărtășească. Sau cum ar putea să le împărtășească cei care nu aderă la ele. Îndrăznesc să te opresc. Procesul ăsta e mai complicat. Asta încerc să îl întreb pe părintele profesor. Din experiența directă de slujitor al bisericii, nu neapărat doar din cea de profesor, deși și acolo vă întâlniți în mod nemijlocit cu ființe care aspiră la statutul de păstor al unei comunități. Ați sesizat vreo schimbare în ceea ce numim credință și ați definit amândoi ca fiind credință? Există o schimbare. Inevitabil apare schimbarea în dinamica aceasta extraordinară, fie că e dinamica vieții politice, a vieții economice, a vieții științifice. Toate acestea atrag niște schimbări în ce? În însuși sistemul prin care tu te raportezi și la acest domeniu al credinței. Și atunci un accent pus de pildă mai evident pe o anumită zonă de raționalitate sau raționalizare excesivă, revendică o abordare din structurile discursivității caracteristice, de pildă, colegului de la filozofie, mult mai evidente decât înainte. Și din perspectiva aceasta, noi spunem că omul postmodern poate fi încredințat de ceea ce îi se propovăduiește ca și credință creștină, cel mai ușor de model, de trăire, de cel care a întrupat
în sine întreaga învățătură. Dar ceea ce s-a schimbat, ca să vă răspund direct, este zona interogațiilor. Și de aici este conceptul efectiv de criză. De ce? Pentru că dezvoltarea aceasta tehnologică, cea de-a patra revoluție, dacă e să o dau după colegii de la Academia Română, că au ținut un discurs pe tema aceasta, face pe omul postmodern să ceară și în domeniul credinței anumite tipologii de comunicare a credinței corespunzătoare, să zic, nivelului comunicațional postmodern. Adică oamenii adresează mai multe întrebări. Adresează mai multe întrebări și vor niște răspunsuri. Și doresc mai multe răspunsuri din sensul expresiei date de colegul a fundamentării obiective. Mă înțelegeți? Nu a mărturisirii. De aceea v-am spus că într-o situație de genul acesta, cel mai convingător răspuns este răspunsul modelului. Să te vadă că ai întrupat și că trăiești. Și după aceea este acea soluție a mergerii împreună. Știți că cita cineva nu demult pe Marin Sorescu. Păi zice, dacă vrei să fugi, fug și eu împreună cu tine. Mă înțelegi? Dacă vezi că nu-ți răspund, cercetează-mă tu, că poate am eu nevoie de tine. Vă invit și pe dumneavoastră, părinte profesor, și pe Laurențiu Gheorghe, vă invit să vedeți o înregistrare pe care am făcut-o în Parcul Central din Cluj. Invitatul a fost părintele Titus Sas, preot la Biserica Bob de la Cluj. Am vorbit despre subiectele astea și vă invit să vedeți și părerea dumnealui. Îi rog pe colegii din regie să pună materialul. Ce credeți că mai înseamnă religia astăzi, părinte? Religia în sine? Da. Da, complicat răspunsul, pentru că mulți asociază religia cu credința. Sunt același lucru sau nu, religie și credință? Depinde cum vrei să o iei. Depinde cum vrei să o iei. Adică, sigur că credința mea e bazată pe o anumită religie. Cu alte cuvinte, cred ceea ce îmi spune această religie, ceea ce mă oferă ca și adevăruri de credință, că n-am cum să cred așa din freză, dacă nu am o bază, să zicem, teoretică sau textuală, dar nu întotdeauna sunt sinonimele perfecte. Eu zic că religia e importantă și, apropo de întrebarea noastră, mai înseamnă ceva astăzi pentru noi, mă gândeam ce m-aș face fără. Adică am avut experiența aceasta a pandemiei în care totul a fost pus sub semnul întrebării. Da, e adevărat. N-am mai avut nicio valoare. Și atunci, pentru mine personal, și aici nu vorbesc în calitate de preot, ci ca simplu, pentru mine personal, religia, recte, credința, înseamnă colacul de salvare, înseamnă busola, înseamnă elementul care îmi permite să-mi trăiesc o normalitate într-o lume din ce în ce mai tulburată, ca să zic așa, mai interesant. Dacă asta înseamnă religia, ce înseamnă credința astăzi, părinte? Credința înseamnă punerea acestei religii pe note. Uh-huh. A pune-o concret, a o trăi concret. Zic că religia ar fi o chestiune, să spunem, teoretică, iar credința practică, pentru că îmi place foarte mult ce zice Sfântul Iacob în Scriptură, credința fără fapte e moartă. Ori noi ca și creștini, de exemplu, că poate ajungem și la subiectul ăsta. Sigur ajungem. Noi nu suntem teoreticieni, noi trăim, noi suntem practicieni. Adică noi nu ne batem în citate, nu-ți demonstrez. Zicea un coleg de-a meu mai înțelept, zice, mă duc la un restaurant, citesc meniu. Ok, dar eu vreau să și mănânc, nu rămân numai la citit meniu. Asta aș zice eu așa pe scurt, că ar însemna. Părinte, sunteți un slujitor al Bisericii Greco-Catolice, aveți o legătură nemijlocită cu credincioșii. Așa. Pe care îi păstoriți, simțiți vreo formă de criză a credinței? Există vreo criză a credinței? S-a modificat cu ceva credința în ultimii 10-20 de ani față de... Aș spune că da, s-a modificat trăirea acestei credințe. Am observat lucrul ăsta pe măsură ce bătrânii nostalgici au început să se ducă. Noua generație e mai puțin interesată de credință, de religie, de trăirea ei și asta se vede și în cantitatea, în ghilimele, de creștini care vin duminica la biserică sau în timpul săptămânii. Sunt prea prinși cu altele
și li se pare că biserica este ceva desuet, anacronic, sunt slujbele astea lungi, deși la mine duminica ține 45 de minute cu tot cu predică, nu-i țin mult, da. Anume ca să nu creadă că vreau să-i asfixiez. În momentul în care nu înțelegi necesitatea bisericii, nu neapărat ca instituție, ci ca ansamblu de trăiri și nu înțelegi necesitatea liturgiei, de exemplu, duminicale, atunci ți se pare că tot e un moft. Și atunci, sigur, întorcându-mă la întrebarea noastră, a mai scăzut entuziasmul, a mai scăzut participarea. Și vorbim de o criză. Deși criză nu înseamnă un final, e interesant că limba greacă vorbește despre acest crinein ca un punct de turnură. Îi dăm o reconfigurare traseului pe GPS. Vă demobilizează constatarea faptului că vine mai puțină lume la biserică? Nu, dezgândere. Să găsești soluții, să încerci să-i atragi, să vii cu altceva. E foarte interesant, da? Am discutat cu mulți tineri care îmi zic, mă, la ce să vin la biserică? Că vă văd pe voi tot păcătoși, sunteți tot așa. Și de multe ori zic, bun, și dacă nu m-aș duce, îți dai seama dacă eu acum mergând sunt rău, dacă nu m-aș duce, cum aș fi? Pe de altă parte, înseamnă că marfa mea nu-i vandabilă. Dacă eu mă duc la biserică ca om și ies afară plin de liniște, de pace, mi-am răspuns întrebărilor, pot să te conving că merită să vii, da? Îmi vând marfa, dacă nu, mă duc și ies tot așa, multă lume iese cu capul plecat. Vor fi credincioși, poate chiar și teologi, care vor sancționa sintagma marfă vandabilă și am vă vor pus-o întreba, cu ghilimele. E o marfă vandabilă, credința? Am pus-o cu ghilimele. Păi dacă nu te pot convinge, nu o să pot să o îmbrățișezi. Sigur, din punct de vedere teologic, credința este o virtute supranaturală. Ți-o dă Dumnezeu, de aia unul crede mai mult, unul mai puțin. Nu te poți trage ca și baronul de Münchhausen mai în sus. Dar dacă eu nu te conving că trăiesc credința la biserică și că acolo e locul în care mă încarc bateriile, nu o să vii. Unii întreabă, de ce îmi trebuie mie Părintele Sas când eu pot să am o relație personală cu Divinitatea? Da, e o întrebare foarte bună. Poți să ai o relație personală cu Divinitatea, dar nu ți-o garantează nimeni că o găsești. Ori eu, care la rândul meu am beneficiat de ajutorul altuia, care a beneficiat de altul, da, am învățat modul în care Dumnezeu mi se face cunoscut. Că mergem, vorbesc de Biserica Catolică, da, de această succesiune apostolică. Hristos a transmis învățătura lui ucenicilor și i-au dat-o mai departe. Eu mă bucur, de exemplu, a fost hirotonit preot de episcopul Florentin Crihălmeanu Fiertat, care fusese consacrat de Ioan Paul al II-lea. Mi-a crescut inima în piept că zic, bă, uite, am o legătură cu ei de dinainte. Biserica de-a lungul istoriei are câteva momente extrem de puternice din punct de vedere emoțional, după cum are momente de glorie, dar are și momente de umbră și penumbră. Absolut. E vorba despre oameni care au murit pentru credință, dar e vorba despre oameni care au murit din cauza, exact, credinței. Exact. Da. Ca și, ce faceți când vă întreabă cineva așa ceva? Vine un credincios și vă întreabă, părinte, dar ce faceți cu momentele alea din istorie? Încerc să studiez fenomenul, ca să nu merg subiectiv și să zic, domnule, n-a fost așa, hai să o dăm pe după ureche, și prezentăm realitatea din punct de vedere istoric. Și sigur că au fost momente, biserica ca și instituție, vă spuneam, e o instituție sfântă alcătuită din noi păcătoși, din păcate de-a lungul istoriei au fost tot felul de, la fel cum sunt și acum, și mai cu plus și mai cu minus, ca să fiu mai și simplu. Nu e vorba doar despre momentele sângeroase din istoria bisericii. Putem să-i spunem și istoria religiei și asta deja e o altă discuție. Ok. Dar există și momente de închidere a ochilor la lucruri abominabile. Și aici eu înțeleg unde bateți apropo. Da. Am auzit de așa ceva. Personal n-am cunoscut, sau cel puțin în biserică pe zona asta noastră, n-am auzit de așa ceva, dar am fost în Irlanda în urmă cu vreo 6 ani la întâlnirea mondială a familiilor și îmi spunea preotul greco-catolic de acolo, zice, mă, dacă stau la spovedit cu copilul, trebuie să stea părintele în colțul alt al camerei, pentru că la noi se teme lumea de... Mie îmi vine greu să înțeleg lucrul ăsta. Și persoanele care fac așa ceva, să mă ierte Dumnezeu, sunt persoane bolnave, chiar dacă fac parte din biserică. Poate să vină oricine să-mi spună ce dorește. Sunt zone în care ochii s-au închis. Da? Sunt zone în care nu s-au închis ochii și s-au zis lucrurilor pe nume. Și nu doar în situația unor abuzuri de natură sexuală, pentru că, știți cum e, despre preot se spune că există 3 mari ispite. Da? Ispita de putere, să fie cineva, ispita de avere, să strângă bani, și să iertați, ispita de plăcere. Da. Și atunci, ăia care nu reușesc să facă față acestor ispite, eu zic că au niște probleme la mansardă. Mă gândeam și la închiderea de ochi în cazul Holocaustului și e mai... Acum nu știu cu Holocaustul cât s-a închis ochii, că de exemplu aici la noi Iuliu Hosu, fericitul nostru cardinal, a fost unul dintre cei care a susținut foarte mult și recent a fost declarat unul dintre cei drepți. În mod sigur, da.
mă refeream la Biserica Catolică în general și la Biserica, de fapt, în general. Acum sunt unele zone pe care nici eu nu le cunosc, deși al doilea război mondial este damblaua mea și vreau să vă spun că am acasă colecție de la grenade, la căști până la... Și citesc mult pe tema asta. Sunt multe filme, sunt multe documentare cu papa care a închis ochii și a primit bani de la Mussolini și tot. Am o vorbă. Nu știu că nu-s de aici. Nu cunosc toate aceste detalii. Poate că ar trebui întrebat un istoric și, repet, nu le cunosc. Nu că aș fi vrut să evit zonele obscure. N-am ajuns încă să intru în detaliile respective. Părinte, cum vă descurcați strict personal cu misiunea de slujire și cu faptul că aparțineți în același timp unei instituții despre care am vorbit acum câteva secunde? Păi, pentru mine sunt două lucruri care se suprapun, dacă vreți. Și cu a treia aceea de tată, fiind preot căsătorit cu copii, încerc să le fac pe toate. Au fost perioade în activitatea mea când n-am înțeles că lucrurile merg în paralel sau merg una peste alta. Și atunci, de multe ori, există la preot tendința asta de a pune mai mare accent pe activitatea misionară, pe parohie, neglijând propria educație, familia și așa mai departe. Ori nu, pentru că eu slujind pe Dumnezeu, slujesc pe oameni și slujindu-i pe oameni, îl slujesc pe Dumnezeu. Până la urmă, lucrurile... Dacă pe aici vroia să fie întrebarea dumneavoastră, dacă am reușit să răspund... Dormiți liniștit noaptea atunci când vă gândiți la instituția pe care o slujiți și eu nu doar personal, la comunitate? Eu personal, da. Părinte, există câteva gânduri ale dumneavoastră pe care le publicați pe internet. La un moment dat vă referiți la noțiunea de dispreț. Ați vorbit despre dispreț și ați dat un exemplu. Acolo ați vorbit despre vizita lui Iisus la Zaheu. Exact. Și ați spus că în momentul ăla spre Iisus s-au adresat câteva replici în care s-a formulat următorul lucru. Cum adică să intri în casa unui păcătos? Da. Dumneavoastră ați spus așa: cine sunt eu, cine e oricare dintre noi, să spună ceva despre celălalt? Dacă e așa, părinte, și dacă Mântuitorul ne salvează pe toți, indiferent în ce moment al existenței noastre, dacă avem garanția mântuirii, ce sens are să mai respectăm reguli? Păi, garanția mântuirii e în felul următor. Ne-o spune asta părintele Fernea, a fost un meu profesor de filozofie, senzațional. Omul studia Secuna Ionescu cu Mircea Eliade și spune așa, mă, Hristos a făcut un tren care duce la gara fericirii, da? Trenul e pus pe linie, ne îndreptăm spre stația terminus. Marea problemă e că mulți se dau jos înainte de a ajunge în stația finală. Aici depinde de mine. Colaborarea, Dumnezeu mă mântuie cu colaborarea mea, nu fără mine. Adică nu pot să iertați să stau cu degetul în nas, știind că totul e frumos, îngerii în jurul meu. Nu, e o colaborare. Da? Dumnezeu este nemărginit, ca iubire, ca iertare, ca... dar vrea să vadă din partea mea ceva. Eu când am vorbit atunci de dispreț, spuneam că nu am voie eu, ca membru al bisericii, să mă uit de sus la celălalt. Pentru că poate eu sunt mult mai păcătos decât el și pe mine mă iartă Dumnezeu dacă îmi pare rău și încep să schimb ceva în viața mea. Multă lume zice, Dumnezeu este nemărginit în iertare și mi-iartă toate prostiile. Da, dacă îți pare rău și încerci să nu le mai faci. Că mama, când vine copilul și zice, mamă, iartă-mă, te iert, dar promiți că nu mai faci. Adică nu e un necondiționat din partea lui. E o condiție pe care ar trebui să mi-o pun eu, să schimb ceva în mine. Asta înseamnă iertare. Oricare fiu al bisericii, o să formulez al bisericii creștine, dacă se uită la unul dintre frații lui, nu e obligatoriu să fie un frate de comunitate. De aceeași confesiune. Nu e deloc obligatoriu. Am înțeles mingea. Dar există oameni care fac abuzuri greu de exprimat în momentul ăsta. Nu poți să te exprimi la adresa unuia care face abuzuri în mod evident? Ba da. Și asta nu intră în contradicție cu ce am discutat până acum. Eu vorbeam de dispreț, apropo de această atitudine pe care aveau farisei, uite-l bă și pe ăsta, mănâncă cu păcătoșii. Ăsta, dacă ar ști cine e femeia care îi plânge la picioare, ar ști că e o păcătoasă. Ori atitudinea asta de superioritate nu-i bună. A tăcea păcatul nu-i normal. Eu, ca și creștin, indiferent de confesiune, am datoria de a nu fi de acord cu păcatul, cu non-valoarea, de a-mi deschide gura, de a zice ceva vis-a-vis de... Atunci când se întâmplă abuzuri, când se întâmplă nebunii, când se întâmplă lucruri abominabile, clar nu poți să taci. Pentru că e datoria ta. Părinte, în momentul ăsta, acum, când vorbim noi, vă gândiți la faptul că aveți o misiune extrem de grea într-o vreme în care narațiunea nu mai ține? O să mă exprim foarte... Absolut. Frust și îmi pare absolut, rău cum mă exprim, absolut. Narațiunea în general nu prea mai ține și nu e vorba doar de narațiunea pe care ne-o propune religia. 100%. Lumea nu mai are răbdare, lumea e pe viteză, clar, nu mai merge cu povești multe. Așa e. Cum faceți când explicați miracolul învierii? Pentru că
E foarte greu la ora asta, într-o lume profund rațională, într-o lume care ne permite tuturor acces la tot soiul de informații, e foarte greu pentru mulți dintre noi să mai gândească în vreo formă sau alta noțiunea de miracol. Cum faceți să-l explicați credincioșilor? Miracolul nu se poate explica. Credința nu merge în... Țin minte de exemplul ăla cu cred că Augustin din Hipona era pe malul mării și era un îngeraș în chipul unui băiețel care aducea apă cu scoica și o punea într-o gropiță. Și ăsta ce face? Păi zice, vreau să mut marea în gropița asta. Păi ce, nu se poate? Păi zice, sigur că nu se poate, zice îngerul. Degeaba te chinui tu să explici Sfânta Treime în cuvinte umane. Mai ușor mut eu marea în gropiță decât să explici tu. Sigur, pare o poveste, dar asta e adevărul. N-am cum să explic cum a înviat Hristos în algoritmii gândirii de astăzi. Încerc să trăiesc acest fenomen cu bucuria învierii, crezând, chiar dacă credința nu pot să-mi exprim întotdeauna, și nota bene în Biserica Catolică din vremea lui Augustin, se spunea credo ut intelligas, intelligo ut credas, cu alte cuvinte, credința și rațiunea nu se bat cap în cap, ci se completează reciproc. Mie asta mi-a plăcut întotdeauna, că nu a venit nimeni să spună, bă, obligatoriu crezi asta, ciocul mic și joc de gleznă, ci a încercat să-mi explice ce pot eu pe marginea învierii este să, sigur, dau câteva elemente, dacă vreți, de natură istorică, de natură științifică, de natură rațională, ca omul să poată să se apropie de... Tocmai de aceea mă bucur că avem icoanele. Dacă am fi fost evrei, raportarea la Dumnezeu era o raportare la ceva transcendental, teoretic și... Odată pe an, marele preot avea voie să rostească numele. Pentru mine, ca și creștin, întrupându-se Dumnezeu Hristos, îl văd, e palpabil, mi-e mult mai ușor să mă raportez la el. Nu ne referim la evrei ca la ceva inferior credinței noastre. Nu, 100% nu. Vorbesc de o credință monoteistă în care nu există reprezentările acestea vizuale pe care le avem noi creștini și atunci e mult mai greu să... Părinte, că tot veni vorba. Cine nu e greco-catolic, e păcătos? Probabil, dar nu pentru că nu-i greco-catolic. Și eu sunt păcătos și trebuie să mă duc la spovedit destul de frecvent, așa că nu e... Eu, dacă sunt ortodox, am ales calea greșită? N-am spus asta și nu poate să spună nimeni lucrul ăsta. În condițiile astea, părinte, multă lume întreabă lucrul ăsta. Nu pot să nu vă întreb ca slujitor al bisericii, dar vă întreb și dincolo de misiunea pe care o aveți. N-ar fi natural ca toată creștinătatea să sărbătorească învierea Mântuitorului la aceeași dată? Ar fi senzațional. Și pentru mine, răspunsul ar fi nu să ne luăm după calendarul ortodox, nici după cel catolic. După evrei, mă frate, când vremea aia s-a întâmplat. Când țin evrei Paștele, gata, am terminat povestea. Nici nu știu, nu înțeleg de atât de complicat. Cu calendarul iulian, cu gregorian, m-am distrat că zic unii, domnule, nu... Adică nu se pare ridicol, este, realmente este, ridicol, este. Creștinii să sărbătorească învierea Mântuitorului la o lună distanță unii de ceilalți. E prea mult. Discutam ieri cu... prietenul meu, chiar iertați-mă, lumea și spunea să vezi că la anul Paștele o să cadă de Crăciun. Mai știi ce calcule fac? De ce nu sunt bisericile surori? De ce, de fapt, nu sunt una și aceeași biserică creștină? Se pare că factorul uman, orgoliile... închistarea în tradiții și așa mai departe dau această lipsă de unitate. Pentru că eu, ca și creștin catolic, pot să mă raportez mai simplu la această unitate. Noi suntem o biserică sub Papa Francisc, formată din 24 de biserici diferite, din India până în Siria până... Deci se poate, dacă vrei. Vorbeam cu, în studio, se găsește ca invitat, Părintele Chirilă. Cu respect îl salut și Părintele cu drag. Părintele Chirilă este un preot ortodox. Exact. Am vorbit cu dumneavoastră, am vorbit cu dumnealui, evident separat. Dumneavoastră a spus, un om minunat, am tot respectul. 100%. Părintele Chirilă a spus despre dumneavoastră, un om minunat, am tot respectul. Dar suntem doar doi. Părinte, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația asta. Cu bucurie. A fost o mare plăcere să vă cunosc. Oricând. Și în numele tuturor celor care ne urmăresc, mulțumim foarte frumos. Mulțumesc foarte frumos. Toate bune. Da, am revenit în studio. O să îl provoc de data asta, repede, pe Laurențiu Gheorghe și o să-l întreb dacă din perspectiva filozofului, din perspectiva omului preocupat de filozofie, de felul de a gândi în filozofie, ce s-o mai lălăim atâta? Laurențiu, există o criză a credinței?
sesizeze această criză a credinței? Adică există răspunsul simplu și răspunsul complicat. Hai să zicem răspunsul simplu. Noi filozofii ne-am certat cu sofiștii la un moment dat și Socrate spune la un moment dat că era un sofist care pentru 2 sesterți îți dădea lecția simplă și pentru 20 aia complicat. Acum la noi nu e pe sesterți sau pe drahme ce aveam ei, ci pe timp. Pot să spun așa, răspunsul foarte simplu este există o criză a credinței și nu este o criză a religiei și răspunsul complicat este nu există o criză a credinței, dar există o criză a religiei. Acum putem să dezvoltăm de aici în ce direcție doriți. Asta e ca în celebra poveste rabinică. Ai dreptate și tu și tu. Ai dreptate și tu. În sensul următor, hai să luăm prima parte. Da? Religiile o duc destul de bine. Mă uitam acum pe niște statistici. Creștinismul o duce absolut fabulos. Suntem 2,3, în alte părți 2,38 de miliarde. Da. Suntem cei mai mulți. Da. Avem cea mai mare creștere procentuală. Sigur, nu în Europa. În Europa nu stăm bine. Da? Creșterea procentuală în Africa și în Asia. Da, da. Da. Deci o stăm bine. Global este foarte bine creștinismul, cel puțin, din punctul ăsta de vedere. Nu? Urmează islamul, vine, se dezvoltă și el foarte bine. Ratele noastre de fertilitate sunt excelente, mult mai bine decât ale celorlalți. Suntem pe locul 1 și 2. 2,9 copii pentru rata de fertilitate pentru femeile musulmane, 2,6 copii pentru femeile creștine. Deci, care criză? Trăim cea mai bună dintre lumile posibile, da? Să tot fii creștin, nu mai ai persecuții, nu mai. Bun, din punctul ăsta de vedere. Dintr-un alt punct de vedere, hai să zicem ce se întâmplă în Europa. Observăm în Europa că religia instituționalizată are o problemă. Pe cum a spus părintele, nu mai e vandabilă. Adică ratele de participare ale credincioșilor la slujbe sunt în scădere, cam pe peste tot. O notabilă excepție, diaspora. Deci diaspora, se pare că diaspora, mai ales diaspora răsăriteană, deci noi, sârbii, cei care vin din Est, când ne ducem în Vest, se pare că frecventăm biserica mult mai des decât o frecventam chiar în România. Dar asta se explică prin alte mecanisme sociologice, identitare și așa mai departe. Aș da un exemplu din interiorul Bisericii Catolice, lucru văzut în mod direct. Am văzut în Polonia, în partea de est a Poloniei, biserici pline, arhipline, într-un mod profund spectaculos. E o legătură și istorică aici. Adică gândiți-vă că partea de est a Europei a suferit foarte mult în timpul comunismului. Da. Și e normal și firesc ca ceea ce a fost zăgăzuit timp de decenii să explodeze la un anumit moment dat. Și România e un exemplu extraordinar. Adică gândiți-vă la participarea la slujbe în anii 90, anii 2000. Sigur că pe măsură ce se egalizează nivelul de trai și în sfârșit ne integrăm în sistemul ăsta european vestic și la noi o să scadă participarea la biserică, pentru că, dar aici eu o să fiu foarte subversiv, așa să zic așa filozofic, pentru că există o logică, cel puțin în creștinism, dar nu numai în creștinism, o logică comunitară care cumva nu este compatibilă cu o altă logică de natură materială. Și există totuși o diferență între cei care văd viața cu sens în comunitate, adică de ce trăiesc? Să fiu împreună cu cineva? Da. Sau trăiesc ca să mă simt bine și să-mi satisfac niște dorințe? E o întrebare fundamentală asta. Și în funcție de la răspunsul la această întrebare, alegi un mod de viață. Pentru că modul de viață, cel puțin al creștinismului, este un mod profund comunitar. Este o chestiune fundamentală care ea nu prea cadrează cu viziunea asta mai individualistă, mai, să zicem așa, materialist-individualistă. Laurențiu, îndrăznesc să te întreb și să te întreb în mod direct.
Ești cadru didactic la Facultatea de Filozofie. Ești o ființă cât se poate de contemporană. Respiri lumea contemporană, studiezi lumea contemporană și raportezi ce vezi în lumea contemporană cu ce ai învățat, cu trecutul, cu o lume, cu o lume din trecut. E, nu poți să nu te întrebi lucrul ăsta. Domnule, ești filozof. Deasupra capului tău, deasupra ușii, e o icoană. Nu înțeleg. Da, sunt filozof. Și ce? Dacă sunt filozof, nu pot să cred în Dumnezeu. Adică nu, unele nu se exclud unele pe altele. Nu mi se pare. Adică sunt o groază de filozofi care au avut, au crezut, dacă ei s-o iei așa, chiar și Socrate spune la un moment dat, nu, hai să căutăm un zeu. Și ceea ce caută filozof este adevărul. Și dacă adevărul este întrupat într-o persoană, asta e. Că, bun. Acum, vreau să spun ceva foarte interesant apropo de chestia asta cu rațiune versus trăire. Că nu putem să demonstrăm rațional. Sigur, da, era adevărat la un anumit moment dat. Nu mai e chiar așa acum. Acum e un pic mai complicat, pentru că noi avem instrumente logico-filozofice mai complexe un pic decât aveau predecesorii noștri. Avem, să zicem, logici modale, logica lumilor posibile, în care, de exemplu, argumentul ontologic, pe care consideram că l-am depășit odată cu Kant, revine, de exemplu. Și chiar am fost la o conferință a unui distins membru al Academiei Române, un profesor absolut extraordinar, cu contribuții în mai multe domenii ale filozofiei, ale științelor politice, în care chiar a prezentat un argument de felul ăsta, absolut fascinant, pornind de la logica modală și teoria lumilor posibile, ajungând la necesitatea logică a existenței lui Dumnezeu întrupat. Deci n-aș trage o distinție așa de fermă între una și alta. Și poate aici am un ajutor nesperat, Richard Dawkins, dacă știți pe Richard Dawkins, care de curând se declara creștin cultural. Și poate că de aici ar fi o discuție legată de ce înseamnă pentru noi în modernitate, ce înseamnă să fim noi, adică care e identitatea noastră. Dar e convenabil să spui că ești creștin cultural. Este extrem de simplu să spui că ești creștin cultural, mai ales când, de fapt, noi, fără să ne dăm seama, suntem beneficiarii unei structuri imense, gigantice, ca un iceberg, 95 care nu se văd, care este acumularea aceasta fantastică a istoriei noastre, a culturii noastre, a dezvoltărilor noastre civilizaționale, care au produs o lume bună. Au produs o lume bună. Au produs și o lume bună. Hai să formulăm așa. Au produs și o lume bună și o lume în care e plăcut, e frumos să trăiești. Asta spunea Dawkins. Zice, dom'le, cum să dăm la o parte Crăciunul? Îmi plac colindele, îmi place mirosul de cozonaci. Da, ele vin la pachet cu un mod de a vedea lucrurile. Aici aș îndrăzni să spun că îmi pare rău că folosesc termenul ăsta. E cool să fii creștin acum în anumite situații. În altele în nu. În anumite situații există hipster ortodox. Exact. În altele nu. Dar l-aș întreba pe părintele profesor în situația asta. Părinte, sunt lucruri pe care și dumneavoastră și Laurențiu Gheorghe le-ați formulat extrem de limpede. În cazul lui Laurențiu Gheorghe, predă la Facultatea de Filozofie, în cazul dumneavoastră, predați la teologie. Există însă, și mă gândesc aici, o să mă refer la biserica din care și eu însumi fac parte, am fost botezat ortodox. E o nevoie foarte mare de preoți care să știe să explice lucrurile astea. Nu trebuie să vehiculeze termenii pe care îi folosiți dumneavoastră sau pe care îi folosește Laurențiu Gheorghe. Dar e nevoie uriașă de un preot care să aibă răbdare și putere, discernământ și capacitate de a se exprima limpede. Există resursa asta umană și spirituală? Da, există resursa și să știți, chiar eu încerc să dezvolt niște programe efective de formare a tinerilor care se orientează înspre slujirea preoțească, de comunicare în structuri noi, în forme noi, în limbaje, dacă vreți, noi, a credinței. Am un mai tânăr coleg la o disciplină care se numește omiletică catehetică și prin cateheză se face
această mistagogie, această explicare, care, să știți, a început să descifreze limbajele digitale și toate celelalte, tocmai pentru a crea o acomodare a limbajului contemporan cu structurile conținute în adevărurile de credință, pentru a genera accesibilitatea tuturor la înțelegerea lor. Pentru că există doi pași, să zic așa. Întâi trebuie să înțelegi și după aceea să întrupezi. Dar nu ar trebui șuntați cei doi pași, pentru că în momentul în care înțelegi, e clar, ai căutat să înțelegi pentru a transforma într-un act de viață. Deci noi nu căutăm, cum zicea Laurențiu Adineauri, noi nu căutăm doar definiția unui concept care se numește adevăr. Noi căutăm forme de comunicare a faptului că noi am găsit adevărul în acea persoană divină umană a Mântuitorului Iisus Hristos, și modelul este cel mai bun argument, modul în care tu trăiești în adevăr. Acum, să știți, niciodată nu o să putem să depășim limita, dacă vreți, sau granița subiectivității. Pentru că pe mine mă intersectează adevărul într-un fel, pe dumneavoastră în alt fel, pe Laurențiu în alt fel. Fiecare avem, dacă vreți, o grilă de selecție proprie și un fond, icebergul de care pomenea colegul de la filozofie. Vedem vârful lui, dar cei jos nu. Și atunci raportarea, vedeți, la această zonă comunională cu adevărul este subiectivă. Dar răspuns direct. Hai că știu că vă place și vă dau de aici. Poate fi acomodată mărturisirea, transmiterea credinței la ziua de astăzi? Haideți să vă dau exemplul lui Steinhardt. S-a putut acomoda la nivelul de la țăranii de la Rohia? S-a acomodat și a predicat. Absolut. Înseamnă că există această potențialitate în noi înșine. Să știți, mărturisirea devine simplă în momentul în care e trăită, nu când e învățată, nu când e memorată. De aceea am tot pus accentul pe ideea aceasta a modelului. Și apoi, să știți, poți să treci de situațiile de criză. Situațiile de criză pot să fie și de natură, criza aceasta teologică, criză morală, criză religioasă, dar, să știți, credința devine mult mai puternică și un liant extraordinar când sunt alte forme de criză. Vedeți? De bună seamă. Deci, în momentul în care însă, într-o societate, începe să existe un anumit nivel de bunăstare și de orientare hedo, mă înțelegi, spre hedonism și spre celelalte, încep să simți efectele în forme de criză în zonele acestea care țin de practica sau trăirea spirituală. Pot să întreb ceva foarte, foarte, foarte concret. Părinte, ne-am referit mai devreme la Biserica Ortodoxă. Eu o să vă întreb foarte ferm în momentul ăsta dacă există o criză de preoți, nu numeric, ci o criză în calitatea pregătirii unui preot, unu și doi, pentru că sunteți unul dintre cei mai în măsură să vorbească despre lucrul ăsta. Și doi, întreb despre aceeași criză a preoților, referindu-mă la o persoană în cazul ăsta, un înalt ierarh bisericesc din Biserica Ortodoxă, care vorbește într-un fel inacceptabil despre femei, despre credincioși care nu fac parte din Biserica Ortodoxă. În situații de felul ăsta, intri nu într-o panică, intri într-o neliniște și te întrebi, e posibil ca un înalt, o față înaltă bisericească, o față importantă bisericească să vorbească așa? Da! Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, spre exemplu, a intervenit în discuție, s-a manifestat. Știe toată lumea despre ce vorbim aici. Într-o situație de felul ăsta, pierde biserica? Pierde biserica aderență? Oferă biserica un model nefericit? Acolo unde nu există îngăduință, pierzi totdeauna. Deci raportarea noastră la celălalt, și vedeți că nu folosesc concept de confesiune sau credință. Da. Raportarea noastră la celălalt, mergeți la Levinas et Company,
Raportarea noastră la celălalt este sfătuită să se realizeze potrivit Sfântului Apostol Pavel, îngăduindu-vă unii pe alții, și al doilea, purtându-vă sarcinile unii altora, voi cei duhovnicești, celor mai puțin duhovnicești. De multe ori cădem sau alunecăm într-o zonă a fermității credinței atunci când nu trebuie manifestată fermitatea credinței, ci când trebuie manifestată starea sau împlinirea economică a credinței. Adică, fă-te tuturor toate ca pe toți să-i întorci, să-i aduci la adevăr. De aceea, eu, dacă ar fi să mă detașez de ideea de judecată punctuală, da, v-aș spune următorul lucru. Nici eu n-aș fi mai bun dacă aș judeca în momentul de față și nu aș avea posibilitatea să facă recurs la fundamentarea obiectivă care pentru noi este revelația. Vedeți, eu m-am întors înapoi în revelație. Și în momentul respectiv am dat niște argumente care ar milita pentru următoarea idee. Să nu luăm cazurile personale ca manifestări generale. Și atunci, da, eu nu aș înmulți judecata, ci eu aș înmulți, dacă vreți, exemplele sau modelele de îngăduință în sensul acesta. Să știți că omul care ajunge la a trăi în adevăr are totdeauna explicațiile simple. Niciodată nu o să-ți dea niște demonstrații din astea în format de 20 de sestreți. Nu, o să-ți dea doar la 2. Pentru că atât e, să știți. Părinții vin și spun, zice, voi ca și creștini, după ce întrupați și împliniți poruncile, sfaturile și toate celelalte, zice, viața voastră merge către unicul cuvânt, cuvântul întrupat, dar nu se termină acolo. Și când ați ajuns în cuvânt, zice, prin cuvântul întrupat, adică prin Hristos, viața voastră e ascunsă în Dumnezeu. Ai trecut dincolo în inexprimabil, însă în experiabilul fericirii sau euharistiei eterne. Și atunci, din această perspectivă, vă spun că da, sunt oameni care manifestă uneori această fermitate, să zic, mărturisitoare a credinței într-un anumit tip de literalism care pastoral nu este justificat. Numai dacă ar fi să creez așa efectiv o zonă de polemică, nu cred că suntem în momentul sau în situația în care se dezvolt niște polemici. Și atunci, de aceea, să știți, și cu asta închei, de aceea vedeți ce înseamnă sinodalitatea. Să rămâi într-o unitate de mărturisire comună. Nu pot eu să mă substitui unei zone de mărturisire comună. Trebuie să fim foarte atenți. Și apoi tot discutăm de religie și credință. Haideți să vă spun. Știți că suntem latini. Deci originea noastră e latină. Religo, religare, înseamnă a te relega. Lactanțiu, Cicero, vedeți-i pe care îi doriți dumneavoastră. Te relegi de cineva. Ei, acel cineva este factorul obiectiv la care trebuie să te raportezi și lui trebuie să te asemeni. Trăind, dacă vreți, în întruparea cuvintelor lui, vei ajunge asemenea. Pentru că, da, au fost zone în care s-a murit, dar s-a murit în credință și cei care au murit în credință au murit în libertatea desăvârșită. Deci, când au fost persecuțiile, să știți, nu i-ai auzit în manifestări de plângăcioși. Absolut. Și cântând imnele celui înviat. Pentru că învierea nu se demonstrează. A fost un cercetător la Paris, știți că am colaborat cu Basarab Nicolescu, da, să-i dea Dumnezeu sănătate, Ștefan Lupascu. Da. Ștefan Lupascu a făcut o cercetare tocmai în sensul încercării demonstrației științifice pe curenții aceia de inversiune ionică pentru argumentarea învierii. Să știți că învierea nu se argumentează. Învierea ori ajungi să o trăiești și atunci este nevoie, ca să ajungi să o trăiești, e nevoie să crezi în înviere pentru că este dăruirea celor nevăzute. V-am dat cea de-a doua parte a expresiei.
Ori nicio formulă din cele logico-raționale sau demonstrative pe modulare și pe toate modalele astea nu o să fie suficiente pentru a... De aceea vedeți ce zice Săranu simplu. Zice Hristos a înviat. Amin. Vă propun să rămânem, da, să rămânem la replica asta, părinte, și să... E o replică foarte tembelă, să coborâm în stradă, de parcă noi ne-am găsit... Sigur, aici suntem la etaj, la TVR Cluj, de parcă noi ne-am găsit tot timpul la un etaj. Nu coborâm în stradă, mergem în stradă și vedem ce răspund concitadinii noștri la câteva întrebări. Cum sărbătoriți Paștele anul acesta? Acasă, cu familia. Mers la biserică, urmă... Nu în familie, familia e departe. Cum sărbătoriți dumneavoastră anul acesta Paștele? În familie. Cred că la servici, că sunt șef de tren. În familie, acasă, cu ai mei, cu mătușile, cu toți. Biserică, acasă, cu familia. Anul acesta sărbătoresc Paștele cu iubita mea și apoi mă duc la mama înapoi în Sibiu să sărbătoresc și cu ea. Prin mersul la biserică, ca și învierea Domnului, nu neapărat ca și motivul iepurașului de Paște, realul motiv fiind învierea Domnului și eliberarea noastră de sub păcat original și original, cum spune Steinhardt, de altfel. Și de altfel prin satul cu familia împreună, mesele festive împreună de sărbători. Nu e ceva foarte extravagant sau... Se caracterizează așa, ca la orice român, aș putea spune, prin mâncare specifică de Paște, cum ar fi cozonac sau pasc, și activitate clasică de ciocnire de ouă, nu, nimic prea fancy. La sărbătorit, mulțumesc! Vreau să fiu acasă cu familia, eu sunt din Breb și acolo tradiția e foarte importantă. Biserică, acasă, cam atât. Ne bucurăm toți unii de alții, mergem la înviere, după care mergem la bunici, mâncăm împreună, ciocnim ouăle. Bineînțeles, motoul Hristos a înviat, adevărat a înviat, și sunt niște momente superbe în familie. O sărbătoresc la biserică, îs pocăit, penticostal. Cam același lucru mereu, ne adunăm și mâncăm de Paște și cam atât. Ce sărbătoresc creștinii de Paște? Învierea. Învierea Domnului. Paște sărbătoresc moartea și învierea Domnului Iisus. Tăierea mielului. Învierea Domnului. Aoleu, învierea Domnului Iisus Hristos, probabil. Eu sunt creștin ortodox, deci de Paște sărbătorim resucitarea, nu știu dacă e ok, în română, a lui Iisus Hristos și crucificația. La camera ascunsă? Sau ce? Cum adică? Ce eveniment sărbătorim de Paște? Religios sau tradițional? Da, învierea Domnului. Răstignirea Domnului. Sărbătoresc învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la 3 zile după ce a fost răstignit. Păi creștinii de Paște sărbătoresc nașterea Domnului, învierea Domnului Iisus Hristos. Ați fi de acord ca toți creștinii să sărbătorească Paștele deodată? O, da. Da. De mult doresc lucrul ăsta, dorința e a mea, să ajungă la o concluzie sinodurile astea mari, să sărbătorim toți odată. Eu nu știu exact de ce sărbătoresc în mod diferit, nu știu calculele, știu că e ceva calcul pe care cei care sunt de religie catolică le au altfel față de ortodox, dar nu, eu nu înțeleg chestia asta și da, mi s-ar părea normal să sărbătorească în aceeași dată. Asta cred că e o întrebare care pe mine mă depășește, că sunt alții care nu se știu pune de acord cu chestiile astea, dar n-ar fi deranjant și cred că ar fi un lucru bun pentru toată lumea. Foarte de acord și de mult îmi doresc asta. Chiar aș propune înaltului cler să se înțeleagă odată, pentru că ceilalți râd de noi, de creștini. Deci ar trebui să fie o singură dată. O singură dată a murit, o singură dată a înviat. Da, doar că asta lasă la partea Sfântului Sinod să decidă, pentru că este mai mult o problemă de tipic sau de dogmă bisericească, dar cred că poate să fie posibil acest aspect, mai ales că știu că domn profesor Papa Hagi de la Litere din Cluj-Napoca a inițiat un astfel de program pentru uniformizarea calendarului Paștelui. Eu am crescut și cu sărbătoarea tocmai creștin-catolic,
și creștin ortodox și ambele au frumusețea lor. Deci e ok și dacă e pe două dăți diferite. După cum se calculează Paștele, e cam dificil. Sărbătorim aceeași chestie, învierea Domnului, și nu mi se pare ok să avem dăți diferite. Da, cred că ar fi un sentiment mult mai călduros, mai de familie, dacă ar fi Paștele și al catolicilor și al ortodoxilor în aceeași dată. După părerea mea, oricând s-ar sărbători, este în regulă atâta timp cât știe lumea ce se sărbătorește și sărbătoresc cu sufletul, cu familia și știu exact ceea ce sărbătoresc. Domnul a înviat odată, nu de mai multe ori. Eu sunt pentru a lăsa pe oricine să sărbătorească cum vrea. Eu nu aș impune neapărat niște reguli ca să fie sincronizate. Cred că nu e neapărat festivitatea aia, ci credința în care, chiar dacă nu e deodată, în aceeași dată sau așa. Și, nu știu, asta cred că depinde de fiecare persoană cum dorește. E bună diversitatea, dar parcă, nu, și eu stau la casă, vecinul meu de Paște lucrează în grădină, eu de Paștele lui lucrez în grădină, o chestie din asta. Dar asta este viața, nu au reușit la Nicea să facă nimic, acum nu știu dacă o să mai poate ceva face în domeniul ăsta. Ați fi de acord ca toți creștinii credincioși să sărbătorească Paștele la aceeași dată? Da. Da, cred că ar fi mult mai frumos și pur și simplu mă gândesc și la decorațiunile pe care le vedem pe stradă sau în magazine, cred că ar fi mult mai adunat și ar fi mult mai apropiați oamenii unii de ceilalți și n-ar mai fi problemele din păcate care există, care este Paștele adevărat. Este în regulă și cum este, adică trebuie să sprijinim cumva toate culturile. Din moment ce au hotărât să fie altfel și oamenilor le convine așa, nu prea cred că e o problemă, nu știu, poate are semnificație diferită pentru catolici și pentru noi, deci, deși, sincer, nu știu, e ok, oricum ar fi, și dacă s-ar decide să fie în același timp, nu cred că ar fi o problemă așa mare. Evident că de acord aș fi. Nici nu mă încurcă foarte tare pe mine. Am crescut așa, înțeleg diferențele, înțeleg de ce se calculează diferit. Dar dacă ne-ar pune cineva să votăm, evident că da. Dacă ne-ar pune cineva să votăm, evident că da. Cred că nu se rezolvă cu votat lucrul ăsta, deși poate că ar trebui să fie luat în calcul câtă vreme lumea obișnuită într-un mecanism democratic se gândește la vot în problema asta. Pe de altă parte, mărturisesc că am auzit pentru prima dată cum Iisus a fost resuscitat. E o formulă cel puțin interesantă. Pe de altă parte, părinte, vorbind la modul cel mai serios, de ce nu sărbătorim la aceeași dată? Datorită faptului că ne-am rupt de olaltă. Deci, dacă rămânem în sciziune ca formulă eclesială, ai răspunsul imediat dat de această rupere. Pomenea unul dintre cei intervievați de Nicea. La Nicea se sărbătorea o singură dată. Formula a fost pentru biserica în întregul ei. Separația și calculul diferențiat a apărut după sciziune și după corectările sau adaptările calendarului bisericesc după calendarul solar, știți, Iulian, Gregorian, corecțiunile făcute, și atunci Ortodoxia a decis că rămâne cu sărbătorirea Paștilor pe calendarul vechi pentru a rămâne în unitatea Ortodoxiei. Acum, din punctul acesta de vedere, ați văzut că există opinii diferite. Da, dacă s-ar face un referendum, probabil, că nu ar fi chestie de vot și de referendum. Însă decizia propriu-zisă trebuie să aparțină sinodului, așa că cei care au adresat scrisorile respective au știut unde să le trimită și pe cale de consecință, de acolo ați văzut că s-a formulat un răspuns. Credeți că există sorți de izbândă? Există sorți de izbândă, dar ar trebui să intrăm în planul acesta al remodelării zonei noastre de cunoaștere și de înțelegere a trăirii liturgice. Pentru că de câte ori săvârșim Sfânta Liturghie, noi săvârșim sau sărbătorim învierea Domnului. Deci, reducerea
unui miracol, că da? Dumneavoastră ați folosit da? Cuvântul acesta, la o singură dată, când el este de fapt factorul dinamicii liturgice și restauratoare a întregii existențe umane și a creației, poate fi și asta interpretat divers. Acum, să știți că eu nu sunt pesimist. Deci există posibilitatea să se ajungă la un numitor comun. Însă, după câte știu din interiorul vieții bisericii, deocamdată nu s-a găsit o soluție practică pentru această uniformizare. Pentru că, de pildă, anul viitor va fi sărbătorit Paște la aceeași dată cu Biserica Catolică. Anul viitor noi sărbătorim 1700 de ani de la Sinodul de la Nicea. Ar fi un moment fericit, de pildă, să se realizeze o declarație comună, pentru că va exista la nivelul bisericii universale, nu catolice, universale, o sărbătorire comună da. A Sinodului de la Nicea. Dar nu știu dacă se va ajunge efectiv la luarea acestei decizii. Dar eu am mai fost întrebat odată că dacă la Cluj ar ieși cineva episcop și ar mai rămâne alți doi episcopi și ar fi trei episcopi, zic să știți că n-ar strica. Ceea ce ar trebui noi să înțelegem este că dacă vrem să mărturisim învierea, trebuie să trăim în noi înșine învierea. Și atunci să știți că de aici s-ar ajunge la un entuziasm, îmi face plăcere să-l pomenesc, de genul celui manifestat după Revoluție de Ion Alexandru. El și la Crăciun zicea Hristos a înviat. Da. De ce? Pentru că el avea înțelegerea experienței sau o trăirii liturgice și știa că noi, din punct de vedere al trăirii, al rememorării, a anamnezei, avem și datele acestea fixate în calendar, dar dincolo, în trăirea concretă, Paștele este motivul sau argumentul efectiv care ne încredințează că vom ajunge și noi în acea împărăție a celor înviați. Laurențiu, îndrăznesc să te întreb. Domnule, de ce? E o întrebare cât se poate de justificată. De ce nu sărbătorim la aceeași dată? Am ascultat opinia părintelui profesor. Îmi permit să spun următorul lucru. Literalmente mi se pare ridicol să sărbătorim la o lună diferență unii de ceilalți. Asta arată un lucru. Asta arată că e o problemă instituțională. Aș îndrăzni să spun că e o problemă politică. E o problemă politică? Din păcate este o problemă politică, pentru că, ok, dincolo de... să spun eu, mediul de funcționare intim al bisericii, unele chestiuni se tranșează prin vot. Și chiar și la Nicea exista controverse, nu? Da. Nicea vine să... Sinodul a fost convocat de împărat să pună capăt unor controverse. Iar hotărârile sinodului au fost parafate politic. Că anualele date de sinod au fost integrate în legislația imperială. Deci problema e mai veche și se tratează într-un anumit fel. Pentru că aici e vorba de niște convenții. Da? Niște convenții și scopul convențiilor a fost realmente acesta, ca toată lumea să sărbătorească împreună. Înainte erau calcule diferite, erau unii care sărbătoreau pe 14 Nisan, alții care sărbătoreau un pic diferit. Iarăși, să te sincronizezi e o problemă mai complicată, pentru că trebuie să fii pe același calendar. Ori noi avem o problemă cu calendarul astronomică, și anume calendarele noastre nu sunt suficient de precise. Și atunci trebuie ajustate periodic. În sfârșit, oamenii de la început erau conștienți de asta, părinții de la sinod erau și ei conștienți de asta. Deja în momentul în care este sinod de la Nicea sunt 3 zile diferență. Da. Și știau că sunt 3 zile diferență față de calendarul iulian. Și atunci a fost o decizie politică. Ce s-a întâmplat ulterior este că n-a mai fost timp să se mai ajusteze. S-a mai încercat prin secolul XIV,
chiar a fost un învățat bizantin care a încercat să propună un calcul care să armonizeze calendarele. Laurențiu, îndrăznesc să te rog să spui în câteva cuvinte. Aș vrea să înțeleagă cei care ne urmăresc. Ce înțelegi când spui politică? Ce se înțelege când spui o decizie politică în cazul ăsta? Nu este o problemă liturgică, nu este o problemă dogmatică, da? Este o problemă de a ne pune de acord noi între noi să sărbătorim împreună o dată. De acord. Acum, noi ne-am pus de acord în interiorul Bisericii Ortodoxe și am zis, domnule, vrem să sărbătorim data asta. Da? Ok. Acum se mai pune. Am încercat să modificăm data pentru că între timp catolicii care s-au rupt au modificat-o, deci ei au făcut acea ajustare necesară. Și s-a creat o diferență între un calendar civil și un calendar religios. Iarăși a fost o decizie politică. Adică statele au adoptat nou calendar. Au zis, doamne, nu e ok să fie diferența asta. Vreau să mai insist aici. E vorba despre unii vinovați și alții nevinovați în problema asta, pentru că oamenii așa judecă. Oamenii judecă în alții negru. Unii au fost vinovați. Nu e vorba de vinovăție sau nevinovăție. Sunt niște considerente mai complicate, de natură eclesiologică, în care, dată fiind o anumită istorie, unei părți din bisericile ortodoxe, li s-a părut că dacă adoptăm aceeași dată cu catolicii, riscăm să pierdem identitate. În sfârșit, da. Cedăm unor dispute și unor tensiuni care au existat. Și atunci a existat această respingere a ceea ce vedeau ei în momentul respectiv ca fiind o tentativă de unificare, ca să zic așa, ocolită cumva. Da? Și au existat mai multe sinoade care au spus nu e ok în condițiile în care exista această politică de unia, de a uni cu forța, cum ar veni, practicată în vest față de Biserica Ortodoxă. Și cumva s-a perpetuat această chestiune. Și acum a rămas o chestiune, spune noi, de legacy. Adică pur și simplu am rămas cu situația asta. De moștenire. Am moștenit-o și acum intervin alte discuții. E absolut incredibil. Știu că e o glumă proastă, dar chiar și în religie și în credință ne întâlnim cu celebra sintagmă greaua moștenire. Nu, e realmente greaua moștenire. Și problema este că greaua moștenire s-a suprapus pe alte diviziuni care au alte sensuri acum, nu mai au nici sens liturgic, nici dogmatic, nici ecleziologic, n-au nicio legătură cu chestiunea. Cu scuzele de rigoare, Laurențiu, cer scuze, te întrerup. Vă propun să intrăm acum, pentru câteva minute, într-o lume profundă, pentru că tot am vorbit despre moștenire, să vedem un pic cum arată lucrurile și din punctul de vedere al unei moșteniri sublime. Și o să o urmărim pe Laura Iliescu. Laura Jiga Iliescu este un excelent etnolog, cercetător la Institutul de Etnologie și Folclor. Vă propun să urmărim. Laura, bun găsit! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație, bineînțeles. Trec direct la subiect. Există religiozitate populară? E diferită religiozitatea populară de religiozitatea urbană? Cred că răspunsul ei nu e ușor, evident. În primul rând, cred că acest popular este deopotrivă urban și rural. Probabil și mai mult ca sigur că fiecare dintre cele două registre, să zic, cele două tipuri de medii, au propriile credințe și orizonturi de așteptare pe baza cărora se croiește religiozitatea. În același timp, mai cred și că religiozitatea este un proces. Este o manieră de raportare la sacru, deopotrivă individuală, comunitară, legată de instituția bisericii, dar nu epuizată de ea. Aici cred că e cheia termenului religiozitate. Este o interpretare a ceea ce s-ar numi, să spunem, religie prescrisă. Este vorba de o religie trăită, de o religie pusă în practică, bazată, cum am spus, pe un fond de credințe, nu de credință,
care la un moment dat ar putea să pară că sunt în contradicție cu biserica. Dar din punctul de vedere al practicanților, ele nu sunt. Până aici, până în momentul ăsta, totul e foarte limpede teoretic. Practic, am putea să aflăm un exemplu practic care să ilustreze ce ai spus mai devreme? Păi uite, chiar ăsta îmi vine în minte acum că tot vor fi Paștile. Bună oară, dacă ciobanii erau pe drum sau erau deja nu chiar sus pe munte, mai depinde când pică Paștile, dacă erau oricum în afara unei așezări, în afara unei biserici, ca să poată totuși să ia anafura asta de Paștile, ei mâncau muguri. Mâncau muguri de salcie sau de brad. Dar când mâncau acești muguri, ceea ce eu încă am înregistrat pe teren această practică, deci nu e de mult apusă, ei imitau, fără medierea preotului, dar ei imitau ritul liturgic. Se închinau, spuneau rugăciunea și apoi mâncau câte trei muguri, că e Sfânta Treime. De ce mâncau muguri de salcie? Că și asta nu doar pentru că salcia e, are deja muguri, pentru că-s primii mițișori, pentru că la un nivel al unei teologii mariale profunde, care a fost cunoscută și reinterpretată la nivelul religiei trăite, că aș evita cuvântul popular, salcia este foarte legată de Maica Domnului. Iar această anafură de Paști este socotită de către ei un soi de împărtășire cu Maica Domnului. Unii deci, ar putea să considere gesturile astea niște gesturi păgâne. Păi nu. Noi nu suntem în măsură să le interpretăm. Cred că cel mai în măsură să le interpreteze sunt cei care le practică. Ori dacă oamenii ăia spun că o fac din credință, chiar acum chiar îmi vine în minte o discuție pe care am avut-o cu un bărbat, era bătrân, între timp a și murit, fost cioban, care mânca muguri când nu putea să meargă la biserică de Paști și se emoționa și chiar zicea, atâta credință au avut în ei oamenii ăia, înțelegi? Deci nu e nimica păgân, nu e dendrolatrie, pentru că ei nu, sau tot ciobanii, de exemplu, când se rugau la copac pe care făceau o cruce, ei nu se rugau unui copac, copacul ăla întâmplător adesea era brad, ca să zic legendele, bradul are crucea în el. Legendele apocrife spun că Iisus a fost răstignit pe o cruce de brad în poartă la Pilat. Sângele lui Iisus a intrat în brad. Bradul e sfânt, îți ar spune oamenii ăștia. Dar este sfânt din perspectiva creștinismului, din perspectiva lui Iisus Hristos este el sfânt. De aia nu știu cum au fi fost acum 100.000 de ani, acum 7.000 de ani, acum 400 de ani. Dar în momentul cel puțin în care aceste rituri și credințe au început să fie înregistrate, oamenii erau creștini. Atunci, revin la religiozitate, poate niște vechi rituri le-au regândit. Deci nu poți să practici un rit așa, fără să știi de ce o faci și fără să aibă nicio semnificație. Deci dacă cândva ar fi fost păgân, el între timp a fost resemnificat. De atunci nu mai e păgân. Laura, de foarte multe ori se spune, și noi am mai discutat și la Garantat 100%, am mai discutat despre lucrurile astea, de foarte multe ori se spune, s-a pierdut lumea de la țară. Nu mai e lumea la țară așa cum era la un moment dat. Pentru că unii dintre noi ar vrea să vadă imaginea aia idealizată a idilică, țăranului, da, etc., etc. E diferită. Ai spus că nu folosești cuvântul credință, dar e diferită credința la țară de credința de la oraș? Mai folosești adică, cuvântul credință sau nu? Sau folosești nu. Credințe, cum ai zis mai devreme? Am spus așa, am spus că în contextul în care vorbeam, prefer pluralul, da. Prefer credințe, care se pot referi la foarte multe. În general, când zici credință, și aici eu cred că e o suprapunere oarecum terminologică, nu neapărat de fiecare dată adecvată, pentru că credința nu înseamnă apartenența religioasă și atât.
Înseamnă mai mult de... Mă rog, dacă să răspund la întrebare și ca să... să folosesc iară termenul proces, deopotrivă religia prescrisă și cea trăită sunt procesuale. Niciodată n-au fost statice. La țară, chiar și la țară, bineînțeles că lucrurile se schimbă. Și aici încă e ceva. Dacă te duci la țară, într-un sat, nu neapărat din Creierii Munților sau de pe undeva din lunga Dunării, într-un sat, hai, fictiv, neidealizat, și te duci duminica la biserică, biserica nu o să fie plină. O să fie câteva femei, unele mai bătrâne, mai sunt câțiva bărbați. Nu e plină dacă te duci în București, de exemplu, la Stavropolios sau la biserica Enei. Acolo va fi plin. Acolo este plin și de femei, și de bărbați, și de copii, și de tineri. Nu într-o zi de sărbătoare, ci într-o duminică, pur și simplu. Cum compari? Pe când la țară, dacă omul... Deci de asta spun, e și o opțiune individuală. O persoană religioasă se comportă tot timpul ca o persoană religioasă, și când e la biserică, și când nu e la biserică. O persoană religioasă, chiar și dacă, nu știu, să spunem... Hai să ne imaginăm, e cineva bolnav și se duce și la medic și se duce și la preot, se duce chiar la preot să-i deschidă cartea, că și biserica însă își poate să aibă sau are propriile practici care nu sunt neapărat prescrise. Acel om, chiar și când, uite, mai de mult de Paști, în ziua de duminică, fie rar, așa era un mic ritual, un foarte, foarte mic ritual, intra duminica în fierărie și lovea odată Nicovala cu ciocanul, fără să lucreze, că era duminica Paștelui. Dar de ce o făcea? Dintr-un sentiment de responsabilitate a unei religiozități, hai să zic vernaculare, hai să zic populare acum, pentru că exista și încă în circulație legenda, diavolul este legat în lanțuri, tot timpul anului el încearcă și roade lanțurile alea ca să se elibereze și când să fie aproape gata eliberat, vin Paștele și fierarul se duce și lovește odată Nicovala cu ciocanul. Și atunci lanțurile se fac la loc. Deci asta este o credință care nu are nimic a face cu biserica. Are a face însă cu un sistem de credințe prin care te raportezi la povestea religioasă în ansamblu. Asta nu mai cred că țin de rural și urban. Da. Există o discuție largă, e o discuție vastă despre pierderea sufletului, despre o contemporaneitate care a pierdut sufletul, despre ofensiva tehnologică. Se vorbește și foarte serios despre pierderea sufletului, se vorbește și mai în glumă despre asta, se vorbește și superficial, așa cum e absolut firesc. Există însă oameni care vorbesc despre o pierdere a sufletului la țară. Ai vorbit mai devreme despre lucrul ăsta. Ai vorbit despre faptul că lucrurile sunt într-o dinamică, că totul se mișcă și la țară și la oraș. Lucrurile nu stau pe loc. Însă ce ar trebui să știe cei care arată cu degetul spre alții și spun lumea și-a pierdut sufletul? Ce ar trebui să știe cineva care spune s-a pierdut credința, nu mai există credință, nu mai există religiozitate, nu mai există respect față de ființele umane, s-a pierdut sufletul? Pentru că există și un sâmbure de adevăr aici, există și o formă de excepționalism al stării paroxistice în care arăți cu degetul și acuzi pe cineva. Ce ar trebui să știe cineva care spune domne, s-a pierdut sufletul în lumea asta? Știi la ce mă gândesc acum? Nu știu ce ar trebui să știe, dar la ce mă gândesc eu acum este următorul lucru. Când arăți spre cineva, te detașezi, te obiectivezi față de ceea sau față de cei spre care tu arăți. Distanțându-te, deci mă întreb dacă cineva care spune s-a pierdut sufletul socotește că acel sau acea nu și l-a pierdut încă, și dacă nu și l-a pierdut, atunci cei care și l-ar fi pierdut reprezintă un altceva, o formă de alteritate, căci dacă ar fi așa, adesea cel la care te uiți este o oglindă a ta, chiar și întoarsă pe dos.
Adică teama că, vai, s-a pierdut sufletul satului, al societății, poate că mai degrabă e un un portret al alterității, de data asta unei alterități generale, nu un celălalt așa. Pe de altă parte, dar nu cred că tehnologia. Cred că însele instituțiile religioase se reconfigurează. Și acum întreb și eu. De exemplu, dacă ar fi să ne gândim la un practicant New Ageist care se duce într-o peșteră sau sub un brad, da? Și nu se roagă, ci meditează, așteptând să intre în legătură cu spiritul universal, cu energia cosmică și așa mai departe. El nu face parte dintr-o instituție. Oricum, e destul de tensionată discuția asta, nu între noi. Problema în general. Da, 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 da. Omul ăsta oare își pierde sufletul? Pentru ce? Ce e acela sufletul în astfel de discuții? Ce? Bunătatea? Mila? Lipsa de comunicare? Dacă e să discutăm despre comunicare, și aici să vedem tot felul de transformări în ceea ce privește comunicarea interumană, nu neapărat comunicarea pe verticală. Sunt foarte multe schimbări. Sunt așa de multe încât o sentință precum și-a pierdut sufletul le reduce foarte tare. Este ca și cum mă uit într-o oglindă pe dos. Laura, okay. Mulțumesc foarte frumos. Cred că s-au spus niște lucruri foarte importante care merită ținute minte. Despre așa ceva, oricum, trebuie să discutăm mult mai des. Da, relaxat. Poate fără prea multă implicare emoțională, dar cu dorința de a afla lucruri. Mulțumesc foarte frumos, Laura Iliescu. Și eu mulțumesc. Mai avem foarte puține minute din întâlnirea asta. O să-l rog pe Laurențiu de data asta și o să precizez că e o problematică pe care o adresez amândurora. La mică distanță de România se întâmplă lucruri profund abominabile. E vorba despre o țară invadată care suferă nu doar o invazie cruntă, ci un război absolut devastator. Suntem aproape de războiul ăsta și de foarte multe ori credința, fundamentalismul, încep să iasă la iveală și să joace roluri mult mai consistente decât și-ar dori oricare dintre noi. Rugămintea mea ar fi, pentru ambii invitați, nu să lansăm vreo formă de manifest, ci să explicăm ce înseamnă fundamentalismul, cât de mult rău interior poate produce fundamentalismul, cât de multă învrăjbire, cât de anticreștin este fundamentalismul, și aș îndrăzni să spun cât de antireligios este, de fapt, fundamentalismul. Laurențiu, din perspectiva filozofică, ești cineva, am mai spus și mai devreme, ești cineva care observă cu atenție ce se întâmplă în jurul nostru. Pericolul fundamentalist e un pericol foarte serios. Cum ar trebui să ne gândim la el sau cum ar trebui să-l privim? Fundamentalismul, așa ca definiție, ar fi legat de un anumit tip de inflexibilitate. Dar ce vedem noi acum e legat mai degrabă de un soi de disperare, o disperare a unor oameni care cumva se văd scoși în afara jocului. Și e o problemă foarte importantă, pentru că nu e vorba numai de inflexibilitatea lor, cât e vorba de faptul că nici noi n-am găsit o posibilitate de a acomoda și de a preîntâmpina genul ăsta de poziționare. Adică ele au existat dintotdeauna, dar nu au căpătat un caracter de masă. Erau grupuri mici, 2, 3, 5 oameni. Acum internetul a schimbat radical lucrul ăsta, în sfârșit nu numai internetul, ci și mijloacele de comunicare. Și fundamentalismul devine o problemă din ce în ce mai mare. Iar adevărata chestiune ar fi, din perspectiva mea, ar fi să înțelegem să înțelegem cauzele reale ale acestui fundamentalism. Nu doar să îl trimitem la o chestiune a unei deficiențe de mentale, ci să înțelegem de ce au ajuns oamenii să facă alegeri de tipul ăsta și să ajungă să fie inflexibili.
Cred că s-ar putea să găsim o soluție și să oferim o alternativă. Dacă vrem să nu să rezolvăm, să peticim lucrurile, ci să rezolvăm cauzele fenomenului. Iar eu cred că foarte multă lume se simte scoasă în afara sistemului și nu se mai vede integrată într-o comunitate atât la nivel, vreau să spun chiar la nivel familial, cât și la nivel local, cât și la nivel, mai ales la nivel statal. Că e o lipsă de realmente de comunicare, nu numai verbală, dar de comunicare a valorilor, a chestiunilor fundamentale. Pentru că tocmai aderența la chestiunile fundamentale real te blochează în a fi fundamentalist. Da? Părinte profesor, rămânând la subiectul ăsta, pentru unii e foarte ușor în momentul ăsta să, nu o să spun să inginerească, o să spun să facă un act de zgândărire a unei trăiri religioase, a unei credințe. Sunt oameni care sunt foarte sensibili în credința lor și care pot fi instrumentalizați, pot fi manipulați îngrozitor, pot fi puși împotriva altora prin intermediul credinței. Credința e un lucru nobil, sublim. Ce trebuie să știe credincioșii atunci când e vorba despre pericolul ăsta despre care vorbea foarte limpede și Laurențiu, al fundamentalismului? Din punctul meu de vedere, pentru că în domeniul universitar țin cursuri și de fundamentalism, de analiza fundamentalismelor, da, religioase, și nu mă refer doar la sfera creștină, ci la sfera interreligioasă, da, vreau să vă spun însă răspunsul din perspectivă creștină. Ceea ce trebuie să știe este că noi suntem chemați să actualizăm slujirea lui Hristos în timpul nostru, să-L facem prezent între noi. Și atunci fac referire la răspunsul părintelui Sas cu disprețul. Vedeți, acolo era o atitudine fundamentalistă. Din partea cui? Din partea celor care așteptau o interpretare literalistă a tradiției și a credinței. Cei care îl întreabă pe Iisus, de ce intră la păcătosul ăsta? Da. Pe când Mântuitorul, ați văzut care a fost răspunsul generic. Bolnavii au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Am venit să caut oaia cea pierdută. Și atunci, în situații de genul acesta, că ați invocat situația Ucrainei, noi trebuie să fim cei care slujim suferinței și încercăm să aducem alinare, liniște și pace. Nu putem să slujim sistemic sau statal sau într-o altă perspectivă. Și atunci din această zonă aș mai extrage un element, mă folosesc și de ceea ce a zis distinsa doamnă în intervenția sa. Omul care trăiește credința trebuie să ajungă la nivelul de libertate al credinței. Să nu vadă credința ca o poruncă pe care trebuie să o împlinească, ci să se unească cu cel care este izvorul libertății prin domeniul credinței. De aceea, ciobanii aceia erau în stare să mănânce mugurii, respectiv, care aveau o funcție simbolică, dar care îi transbordau într-un realism al vieții liturgice excepționale. Și apoi să vă mai spun un lucru. Știți că eu predau Vechiul Testament. Da. Să știți că în Vechiul Testament este explicată și chestia asta cu o lună diferență. Dacă se întâmpla să nu fii în cetatea ta în momentul în care era 14 Nisan, a, da, puteai să-l sărbătorești la o lună după asta. Așa că din punctul acesta de vedere, aș spune că răspunsul la fundamentalism este o perpetuare sau o contemporaneizare a celui înviat cu noi. Și atunci o să înțelegem că putem depăși sistemele de măsurare prin cel nemăsurat. Părinte profesor, vă mulțumesc foarte mult. Laurențiu Gheorghe, mulțumesc foarte, foarte mult pentru întâlnirea asta.
Ca de fiecare dată, minutele pentru așa ceva sunt insuficiente și urmează textele alea specifice situațiilor de felul ăsta, cu speranța că ne vom mai întâlni să discutăm subiectul ăsta. Dar de data asta speranța e profund reală. Sper că ne mai întâlnim să discutăm subiectul ăsta. Le mulțumesc tuturor invitaților, le mulțumesc colegilor de la TVR Cluj. Să sperăm că ce s-a spus aici se aude și se ține minte. Toate cele bune, mulțumim frumos pentru atenție!